Călin? Ah, bună. Ce faci? Credeam că nu mai vii. Mă așteptai? De unde până unde trebuia să ne vedem noi? Mami, cine e nenea? E un prieten. Călin, ea e Mara, fetița mea. Nu știam că mama mea are prieten. Eu sunt Mara. Eu sunt Călin. Tu ești Călin. Ioan? Da, eu sunt Călin. Tu? Cine ești? Nu te interesează pe tine. Ce treabă ai cu Ana? Mara, uite un leagăn acolo. Dă-te să te joci și vine și mami. Da? Bine. Fugi. Stai că nu înțeleg care e problema. Eu și Ana avem întâlnire aici. Noi, întâlnire. De, nu aveți. Ce faci, mă, minți? Bă, psihopatule! Ioan, stai un pic. Păi că n-am nicio vină. Eu o cunosc pe Ana. Suntem prieteni, ne-am cunoscut pe net. Am vorbit ieri și m-a chemat aici. Ana, e adevărat, tu l-ai chemat aici? Nu, nu l-am chemat! Nu înțeleg, avem deci minte. Conversație! Ce conversație, bă! Ioan, crezi că Ioan, nu știu ce vrei să faci? Ana e femeie serioasă, are copil. Nu are nevoie de niciun prieten de pe net. Ioan, poți să pleci. Gata. Te rog să încetezi. Gata, am înțeles. Nu voiai să te mai vezi cu mine și l-ai chemat pe turbatul ăsta aici ca să mă sperie, nu? Bă, n-ai plecat încă? Puteam să evităm tot circul ăsta dacă erai sinceră și spuneai că nu mai vrei să te vezi cu mine. Păcat. Părea o femeie normală.